Da, da, da! E Crăciunul! Oh, e ceva în șoseta mea! Oare ce-o fi? Ha? Ce naiba? E doar o altă șosetă! Tu ai primit șosete și eu toate dulciurile astea! Jake, ești un nesimțit! Un nesimțit cu toate dulciurile, adică... O să plătești că ai fost așa de rău! Ia-o pasta! Madison! E greu să mănânci dulciuri cu o șosetă în gură! Zac! Bună ziua, doamnă Appleby! V-am adus un cadou de Crăciun! Vai, ce drăguț! Mulțumesc! Sper să vă placă! Începe ora! Te rog, ia un loc! Iu, ce lingușitor ești! Ești supărată că nu te place niciun profesor! Nu te place niciun profesor! Cine poate răspunde la întrebarea asta? Eu! Alegeți-mă pe mine! Eu știu! Jake, vino la tablă, te rog! Ce? El? Dar sunt chiar aici! Ți-am spus că profesorii nu te plac! Uf! Se crede așa grozav pentru că am mituit profesoara! Stai! E hârtie de împachetat în ghiozdanul lui! E aceeași hârtie de împachetat pe care a folosit-o pentru cadoul profei! Oh, da! Am o idee! O să regrete că a fost așa de rău! O replică perfectă a cadoului profei! E vremea pentru abilități de ninja! Trebuie să fiu umbra! Schimbate cu succes! Misiune îndeplinită! Un succes imens, aș zice! Bravo, Jake! Te poți întoarce la locul tău! Doamnă Appleby, de ce nu vă deschideți cadoul cât sunt aici? Ok, hai că o fac! Sunt curioasă să văd ce e înăuntru! Cadoul meu! Trebuie să închid capacul ăsta! Ok! Jake, ce-a fost asta? Nu știu! Nu asta am împachetat eu! Jake, uite ce am eu! Doamna Appleby, Madison v-a furat adevăratul cadou! Tu mi-ai dat cadoul ăsta? A stat pe catedra mea mereu! Eu doar... Oh, Madison, șarpe ce ești! Bietul copilaș, Jake! E timpul pentru bomboane! Ah, ce bune sunt! Le ador! Ups, am vărsat câteva! Nu ai problemă! Oh, bomboane! Îmi dai și mie? Sigur, da, mă rog! Ce? Doar un Skittle? Ah, scuze, se pare că doar aia mai rămăsese! Una e mai bună ca nimic! Uf! Pe ce m-am așezat? Ce? De ce sunt Skittles peste tot? Ce naiba? Sunt Skittles și pe podea! Oh, doamne! Uite ce de gunoaie și mizerii! Ce leneșe! E timpul să-l fac să plătească! Ăsta ar trebui să meargă! Hei, îmi dai și mie niște Skittles? Bine, mă rog, trebuie să le desfac. La naiba, le-am vărsat pe podea, scuze! Păi, ridică-le! Tu ai făcut mizerie, tu s-o cureți? Of, bine, o să le strâng! Eu, scârbos, un gândac! Ce? Sunt gândaci peste tot! Este o invazie! O să adore mema asta pe care o trimit! Sunt trează! Sunt așa de obosită!
Madison, nu sunt perna ta. Sunt trează. Trebuie să stau trează. Poate încă 5 minute. Madison, revino-ți. Stau și eu pe telefon. Doamne, scuze, nu trebuie să țip la mine. Madison, cum de ai... De unde a apărut ursul ăsta? Oare a... Ursul ăla tocmai mi-a făcut cu ochiul? Am halucinații sau ceva? Ah, ok, doar îi cădea. Și asta îmi dă o idee grozavă. Ok, Madison e la locul ei. Acum e timpul să scoatem ochii bulbucați. Doi pe caiet, pe penarul ei și chiar și pe pixul ei. Ha! Mâna ei e grozavă și să nu uit de urs. Gata și gata! Farsa e pregătită! Ah! Ăla-i clopoțelul? Ah! Ce? Ce-i cu toți ochii ăștia? Până și pixul meu se uită dubios la mine? Sunt peste tot! Toți se uită la mine! Jake! Jake! Tu vezi ochii ăștia? Bau! Oh, doar! Au! Capul meu! Jake! Nesimțitule! Ți-am făcut-o! Cina e servită! Mersi, Madison! Arată super bine! De fapt, crezi că mai poți aduce niște suc? Sigur, Jake! Ah, Madison, uneori ești un înger! E timpul să mă înfrupt! Stai puțin! Madison mi-a pus mai mult pui decât ei! Știi ceva? O să fac schimb cu ea! Am muncit mult și merită mai mult pui! Poftim, Jake! Să mâncăm! E foarte bun, Madison! Unde? Unde e puiul? De ce nu-l găsesc? Ce e asta? Un miracol cu pui! Stai puțin! Și-a dat ei pui secret! Madison, asta căutai? Jake! Poate facem schimb? Nici gând! Puiul e al meu! Arată bine, nu? E tot pentru mine! Cred că o să mănânc salata! Și ea e delicioasă! Pumpariu! Ții cu Jake sau cu Madison? Spune-ne în comentarii! Și nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la pagina de YouTube 123 Go School pentru și mai multe clipuri grozave ca acesta! People start to ask me why. What you gonna do with all that?